Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea Dale Buzoianului și vorbim în această ediție cu consilierul local PSRO, Silviu Roșioru. Bună seara, domnule Roșioru, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. O să vorbim despre ce se întâmplă în Buzău, despre problemele oamenilor și despre rolul dumneavoastră în Consiliul Local Municipal, astfel încât măcar o parte dintre aceste probleme să se rezolve. Vorbim pentru început și despre veștile proaste care au venit la începutul săptămânii. Astăzi o nouă veste proastă, mulți artiști ne-au părăsit. Sigur că da, condoleanțe familiilor celor doi mari artiști, Ioan Ghiuripascu și Sebastian Papaiani. Ei fac parte din copilăria noastră, sunt artiștii noștri. Din păcate, în ultima vreme ne părăsesc unul câte unul. Ioan Ghiuripascu, știm cu toții foarte bine, avea ceva legături cu publicul buzoian și avea o slăbiciune către Buzău, era prezent mai mereu în orașul nostru. Din păcate, vine un moment când trebuie să cadă cortina. Să mergem și în alte zone. Și dacă tot am vorbit despre veștile tragice de la începutul săptămânii, aș vrea să vorbim puțin. Ați amintit despre venirea lui Ghiuripascu în Buzău. Dânsul a fost prezent de nenumărate ori la festivalul Bluzău. Și aș vrea să-mi spuneți, din punctul noastră de vedere, de consilier local, de ce nu sprijină municipalitatea festivalurile emblema ale Buzăului? Este vorba despre festivalul de rock Topte și festivalul Bluzău. Din ce în ce mai greu pentru organizatori să ducă festivalurile acestea mai departe? Cu siguranță este jenant să ajungem în astfel de situații. Vedeți și dumneavoastră că noua politică a administrației și în general domnul primar a luat alte hotărâri, invocând și lipsa banilor și bugetul scăzut al primăriei. Cred că am putea face eforturi să susținem absolut orice în orașul nostru, atât pe plan sportiv, muzical, cultură. Deci o austeritate nu cred că ar face bine buzoienilor. Cred că ar trebui susținute aceste spectacole și vedeți dumneavoastră că avem nevoie, publicul buzoian are nevoie de așa ceva. Vorbeam astăzi cu unul dintre organizatorii festivalului Bluzău și îmi spunea că și-ar dori ca din acest an să existe o seară Ghiuripascu în cadrul festivalului Bluzău. Ar trebui să fie festivalul în luna noiembrie. Până atunci, probabil că dacă și dumneavoastră veți încerca să propuneți o finanțare a acestui festival, se vor așeza lucrurile, dacă nu, nu. Cred că anul ăsta va fi foarte greu, poate de la anul, cu siguranță, ne vom strădui cu toți colegii și va înțelege și domnul primar că trebuie să facem și astfel de acțiuni și să susținem astfel de evenimente în orașul nostru. Este o onoare pentru noi că nu în multe orașe din țară se susțin astfel de spectacole. Suntem onorați că artiștii vin și aleg Buzăul. Este și mai aproape de București, sunt mai multe criterii, dar din orașul nostru, știți foarte bine, a izvorât un număr mare de artiști. Avem pe cineva la telefon, domnule Roșioru. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo. Bună seara. Alo, bună seara. Sunt și eu locatară din cartierul Mihai Viteazu și aș dori și eu să vorbesc și eu cu domnul consilier, dacă se poate. Ne-a promis și nouă că aici în cartierul Mihai Viteazu, la noi, lângă depozitul de lemne, se va face un leagăn de copii, această mizerie mare care nu vrea să ia nicio măsură. Da. Chiar, vă rog, din suflet. Da, avem, doamnă, foarte mulți copii mici aici. Și nu există niciun loc de joacă, nu? Da. Un loc de joacă. Ceva că e foarte... Păi din care afară ce este aici la noi? E un focar de infecție. Nici loc de joacă nu este. E un, cum s-ar spune, o infecție mare de mizerie. O să las pe domnul consilier să vă răspundă. Să se joace, vă rog, din suflet.
dacă se poate, domnul consilier, să ia în seamă această convorbire. Vă răspunde imediat, domnul consilier. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Credeți că se poate face ceva acolo? Îi mulțumesc, stimatei doamne. Da, am... Deci, cred că și doamna a fost atunci. Am vorbit cu un... cu un grup de locatari din cartierul Mihai Viteazu. Ei au spus de această doleanță și de această lipsă a locului de joacă. Vedeți dumneavoastră și transmit și doamnei că au început să ia ființă aceste locuri de joacă. Dacă buzoieni au văzut în zona blocurilor Lenin, sunt undeva în micro 3, acum se va face unul în micro 14, cu siguranță se va construi unul și în Mihai Viteazu. Asta grație celor de la RER, în special de domnului director Mocanu, printr-o hotărâre de Consiliu în 2015, această societate RER Ecologic și-a luat angajamentul că va face aceste locuri de joacă ca o contribuție la înfrumusețarea orașului nostru. Deocamdată au fost 3 locuri de joacă construite. Vor fi 40, din câte știm. O să mai urmeze. Restul de 37. Nu s-a început de mult, s-a început de 2 luni de zile. Cred eu că până la anul se va finaliza acest proiect și cred eu că este binevenit și copiii orașului nostru au nevoie de astfel de locuri de joacă. Din momentul în care a fost inaugurat primul loc de joacă modern în Buzău, au curs cererile buzoienilor pentru înființarea unor astfel de spații și în zonele lor. Pentru a-i răspunde punctual doamnei de mai devreme, în Mihai Viteazu, credeți că va fi un astfel de loc de joacă? Știți ceva? Sigur că da. Va fi în fiecare cartier și în fiecare zonă a orașului. S-a luat în calcul unul și în cartierul Poștă. Deci va fi unul cartier Mihai Viteazu, unul în cartierul Poștă. Și pe urmă în restul zonilor, toate vor fi în toate cartierele și în toate zonele ale municipiului. O altă problemă în ultima perioadă semnalată de buzoieni a fost aceea a noilor limitatoare de viteză. Limitatoare care au fost reamplasate după ce s-au corectat, pentru că erau câteva inadvertențe. Însă înțeleg că au fost câteva accidente în ultima perioadă. Se pare că și aceste limitatoare au fost una dintre cauze, pentru că șoferii nu au fost atenți și au frânat foarte repede, s-au produs șogniri și astfel pietonii de petrecere au fost accidentați. Spuneți-mi, din punctul noastră de vedere, sunt bune, nu sunt bune? Din punctul meu de vedere, sunt ca număr, un număr foarte mare de astfel de limitatoare. Cred că se impunea aceste limitatoare să fie chiar acolo unde era cazul, nu oriunde și oricum. Poate cred eu că erau binevenite în zonele foarte aglomerate și unde se circulă cu o viteză mare. Ați văzut că mai sunt teribiliști și conducători auto, în special cei tineri, care nu țin cont de astfel de reguli de circulație. Încă o observație. Cred eu că când luăm astfel de măsuri, trebuie să analizate foarte bine. Vedeți dumneavoastră că au fost făcute, stricate, iar refăcute. Credeți-mă că pentru astfel de experiențe se cheltuie niște bani. Exact ce spunea și domnul primar, noi trecem printr-un buget de austeritate, nu ne permitem să cheltuim. Eu cred că ar trebui trași la răspundere cei care n-au făcut lucrarea de la început bine și nu era cazul să o refacem din nou. Deci cer și pe această cale, am cerut și în ședința de Consiliu Local și în ședințele de comisii să
facem aceste lucrări cu o mai mare atenție și să dăm o atenție sporită tuturor proiectelor care le vom demara de aici încolo. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamnă și lui domnul Roșioru. Vă ascultăm. Vreau o întrebare lui domnul Roșioru. Domnul Roșioru, am și o rugăminte. La școala 6 de pe Alexandru Marghiloman am vorbit și cu poliția locală și cu poliția de la circulație rutieră. Vrem și noi, poliție, dimineața și la 12 de copii și seara, dacă vedeți să-i la școala 6, în mână șoferii ca nebune. Iar s-a întâmplat accidente, acolo trebuie neapărat dimineața la 12 și seara. Când ies copii, e dezastru. Sunt mulți copii de țigani de pe primăveri, foarte răi, îi împing pe alții. Eu am venit acum de la partid și am venit pe jos. M-am luat de copii mai mari ce făcea la ăștia mici. Acolo trebuie poliție obligatoriu. Văd că primarul nostru îl doar în coate. Nu vrea să audă de nimic. El știe numai bani și bani. N-ați văzut niciun echipaj de poliție acolo, doamnă? N-ați văzut niciun echipaj de poliție? Absolut nimic nu este. Limitatoare de viteză au apărut la școala 6? Poftim? Limitatoare de viteză au apărut? Acele dânduri. Da. N-au apărut. Nu. Da. Da, s-a reținut sesizarea dumneavoastră, domnul Roșioru, să vă spună ce poate face. Nu să dea poliția locală afară. Să lăsă poliția locală, care sunt buni pentru... Să dea poliția de la județ afară, care dorm noaptea pe drumuri. Primarul nu poate da poliția de la județ afară. Nu poate, să facă să sesizeze mai mult și să mai iei. Să lăsă poliția locală, că e mai bună. Că e jos de la județ. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Sănătate vă doresc. Sunteți de acord cu doamna? Polițiștii locale ar trebui să rămână la paza școlilor pentru că sunt probleme? În primul rând o felicit pe doamna că se implică în activitatea urbei și că este atentă și ne sesizează astfel de lucruri. Da, este normal, cred eu, că de la poliția locală în orele de fluctuație ar trebui, eu știu, dimineața și prânz să fie un echipaj acolo pentru bunul mers al traficului în zonă. De altfel, eu știu că pe la alte licee și unități de învățământ există astfel de echipaje. Cel puțin am văzut în apropierea școlii numărul 1 pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Acolo sunt echipaje care dirigează circulația lângă școala 11. Cred că s-ar impune să fie cam la toate unitățile de învățământ unde există aceste aglomerații. Deci aviz poliției locale și la școala 6 ar fi nevoie măcar de un echipaj la orele de vârf pentru că sunt probleme acolo. Înțeleg că nu este cauza principală aceea de etnie a copiilor. Dimpotrivă, copiii în general mai provoacă și tot felul de incidente și ar fi bine să fie supravegheați. Mai avem pe cineva la telefon. Sunteți în direct. Bună seara! Bună seara, să rămână! Vă ascultăm! Am și o problemă, cred că pentru toți buzoienii. Vreau să împin, nu că impun eu, să împințez o caserie pentru a plăti gazele. Îmi vine factura de gaze, mi-o arunc în curte, arată-o cățelul, a rupt-o. Unde plătesc eu gazele? Că nu mă primește nimeni să plătesc gazele pe la deștea auxiliari, cum să zice. Nu mă primește. Și caserii de gaze nu există în Buzău. Da, o idee foarte bună. Este o societate comercială, Distrigazul, și ar trebui să li se comunice acest aspect. Nu intră neapărat în atribuțiile municipalității. O caserie. Bun. Alte probleme. Alte probleme mai aveți. Intrare la obor. De ce intru cu mașina goală să cumpăr șoporul și mă taxează 4 lei? Deci mă duc să cumpăr. Dânsii când se duce la piață, plătește când intră în piață să cumpere roșii. Deci o cumpăr, nu vând. Știi?
Știu că această problemă a semnalat-o de nenumărate ori, chiar și în campanie electorală și domnului primar. Nu v-a răspuns nimeni niciodată. De fapt, vi s-a răspuns că se va încerca soluționarea, dar nu s-a întâmplat nimic. Exact ca și la Tancioc. Deci eu intru să vizitez, să cumpăr ceva sau să mănânc doi mici. Mai dau și la intrare. Și WC-ul din Tancioc e pericol. Nu e nimic. Să pui un om de la domne, că ia intrare la Tancioc, dar ce nu plătești un om la WC-ul ăla din Tancioc? E de nedescris. Și mai solicit un afiș în bariera Brăilei, anunțuri, cum e la piața acolo, la Biserica Sfintei Ingeri. Mâini, spectacol, în cutare, nu știu ce, sau mai multe afișuri. Să fac o publicitare și aici, în bariera Brăilei. Păi noi suntem anapă, dar aici suntem disperiși. Am notat toate doleanțele. O să le comunicăm mai departe. Și aici, domnul Toma face căsătorii în parcul Marghiloman. Prem limitatorile de viteze. Sâmbăta și duminica. Și restul să le ia. Păi n-au cum să le mai ia. Ori le amplasează... Nu, părerea mea. E aglomerații mari cu nuntașii, cu aia. Trece câte un bolid, nu se uită, nu vede, nu știu. Ar trebui poliție rutieră acolo, echipaje suplimentate, probabil. Cine vine? N-aveți să-i vedeți. Nu vine, nu. Nu-i vedeți. Da. Vă mulțumim. Și la grădinița după Dobrogeanu Gherea, până se intra sub podul din bariera Brăilei. Nu e nicio limitare de viteză. Și la școala 6. Și acolo ar trebui. Da. Păi, deci a zis în preajma la școli. Aici ai grădiniță și la școli. De ce nu pune limitatoare? Da, există un program mai amplu care nu s-a încheiat. Cred că vor fi amplasate în toate zonele unde există unități de învățământ. Da. Și mai am o problemă. Și în parcul Marghiloman. Nu înveți eu, domnule. E joaca aia de copii. Vine nuntașii, sâmbăta, duminica, vine miresile, are emoții, cum se duce și ele? Nu se duce. Că WC-ul în incinta castelului, încuiat. Intră numai domnul Toma, intră Popescu, intră Ionescu, ei n-are să facă niște WC-uri ecologice. Două, trei. Am notat toate propunerile, o să-i spunem domnului primar și cred că nu sunt doar problemele dumneavoastră, sunt ale mai multor buzoieni. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Și mai reproșa că am mai anunțat și nu s-a luat nicio măsură. Pe domnule primar a scris cumva? I-am zis și lui Dânsu și mai am o problemă. Deci în gara Buzău, CFR-ul, e tabela aia. E prea sus, ne-a spus, da. E sus, acolo acolo primăria nu face nimic, pentru că nu are cum. Trebuie să vină cei de la Galați, de la CFR, să iau o măsură. Păi și nu poate să ia legătura. Mă duc eu până la Galați și le zic să-mi dea adresa și mă duc eu. Rugăm pe domnul Roșioru să ia legătura, dacă se poate, cu cei de la CFR. Și rog frumos să-mi dea răspunsul la problemele care le-am pus. Imediat vă răspunde. Să lăsați numărul de telefon în regie și cu siguranță o să vă contactez și o să iau legătura cu dumneavoastră. Da, felicitări și pentru domnul și pentru toate propunerile. Iată că buzoienii sunt atenți, sunt, așa cum se spune, cu ochii pe noi și fac foarte bine buzoienii. Referitor la sistemul de facturare, este un sistem modern și trebuie să înțelegem că va veni momentul când vom plăti online, când vom plăti... Cred eu că dacă ați pierdut factura, mergeți la societatea respectivă și vă eliberează ori de câte ori cereți o copie după factură și pe urmă foarte simplu mergeți la bancă, la orice bancă, fără comision puteți achita această factură. De aceste limitatoare, exact cum și doamna a spus mai devreme, apar probleme pro și contra. Știu că toaletă există în cadrul acelei clădiri din parcul Marghiloman,
că este încuiată, asta este un minus și cred eu că suntem într-o eră în care e penibil să ții toaleta încuiată, adică nu văd rostul ei, cum să mai ții în anul 2016 toaleta încuiată și de ce să ții, că normal toaleta trebuie să fie pusă la dispoziție tuturor oamenilor, nu o anumită categorie. Am mai văzut în cadrul primăriei, cel puțin acum câțiva ani, când anumite toalete erau închise și am ridicat această problemă să fie descuiate, indiferent de cine accesează aceste toalete. Toți suntem egali. Wow. Iar în parcul Marghiloman ar trebui și acolo o toaletă ecologică, așa cum ar trebui pentru, în fiecare parc. Pentru publicul larg, da. Eu știu că au existat la început. Poate acum n-au mai fost puse. E foarte bine sesizată această problemă și o să aduc la cunoștință direcțiilor și societăților respective să ducă aceste toalete ecologice. Despre bariera Brăilei, șoseaua Brăilei, despre sistemul de afișare, de atenționare pentru diversele evenimente, credeți că s-ar putea amplasa acolo? Eu știu că în campania electorală există aceste afișaje. Cred că sunt și în acea zonă. Dacă va fi cazul să mai fie pus încă unul, depinde unde există această intensitate a populației, să fie pusă pentru a aduce la cunoștință oamenilor diferite lucruri. Da, o să răspundem și, de fapt, o să vă spuneți părerea referitoare la biletele de la Talcioc, dar mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara! Aș dori să-mi răspundă și mie, domnul consilier, la câteva întrebări, dacă nu vă supărați. În primul rând, domnul Toma este în parcul Crâng pentru a da o mână la frățenie. Eu, domnului Toma, i-aș transmite în felul următor. În loc să dai 500 de oameni afară, angajează 5.000 de oameni. În al doilea rând, domnule, ce facem cu câinii? În al treilea rând, gândul ce, practic, ce vrea să facă? Să acapareze Crângul? Despre ce vorbim? De cât a fost aleși dânsul? Cine este dânsul? Despre cine vorbiți? Despre domnul Toma sau despre domnul Roșioru? Nu, despre domnul Toma. Domnul Toma nu e în studio, nu vă poate răspunde. Păi nu, dar la... Iar acțiunea de ecologizare în Crâng... Da, acțiunea de ecologizare în Crâng a fost o campanie națională în care a fost implicat și dânsul și președintele Consiliului Județean și foarte mulți voluntari. De ce au fost implicați de fațadă? Nu, chiar au adunat gunoaie. Și de asemenea toți buzoienii sunt invitați, în primul rând să nu mai arunce gunoaiele pe jos sau în parcuri. De fațadă de campanie nu se face așa ceva. În primul rând dânsul a fost ales deja, campania s-a cam terminat pentru domnul primar. Să poți să ieși să faci, să aduci investitori, să faci ceva pentru Buzău. Nu să vii să nici în 3 luni de zile de mandat dai afară 500 de oameni. Vă dați seama, sunt o grămadă de familii cu copii. Da, e adevărat și încă nu au fost dați afară. Înțeleg că sunt și în justiție deschise acțiuni. Vom vedea până la urmă ce se va întâmpla. Oricum, justiția ar trebui să spună cuvântul. Despre câini, Urbi s-a început chiar zilele acestea un program pentru strângerea câinilor. Nu știm exact cum se desfășoară, unde sunt duși câinii. Înțeleg că sunt strânși nu tocmai în condițiile în care ar trebui, dar o să aflați mai multe și din jurnalele noastre. Alte întrebări pentru domnul Roșioru? Dânsul nu prea m-am găsit cu dânsul acum o săptămână și am dezbătut împreună un proiect pentru Consiliul Local și i s-a respins de către domnul primar. Ce proiect era? Nu vă pot spune. E secret. Da. Da. Pentru că nu a fost respins. Dumnealui nu a vrut să-l aprobe. Am fost și eu la ședința de Consiliul Local și s-a opus efectiv. Iar domnul Silviu Roșioru a vrut să vorbească cu dumnealui, să-i spună, și nu a fost lăsat să vorbească. Se întâmplă și asta în ședințele de Consiliu Local? Uneori se întâmplă, uneori nu, dar în general președintele de ședință dictează, ne dă cuvântul, iar domnul primar nu face altceva decât să fie de acord sau
să nu fie, dar în general a fost de acord să ne asculte pe toți. Dar au mai fost și cazuri când nu s-a întâmplat nu s-a întâmplat exact așa cum... Spuneți, dacă mai aveți ceva de adăugat, vă ascultăm. De regulă, un primar este ales pentru buzoieni, nu? Ordânsul e împotriva buzoienilor. Bun, este părerea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. O să aveți ocazia să-l întrebați direct și pe domnul primar în câteva zile ce vrea să facă pentru Buzău. O seară bună! Să vorbim puțin despre... Rămăsesem restans cu un răspuns la biletele de intrare în Talcioc. De ce se plătesc atunci când oamenii pur și simplu vor să meargă să vadă marfa? În mandatul trecut am insistat și am fost și ascultat de colegii mei de ridicarea acestei taxe în Târgu Drăgaica. Știți foarte bine că și în 2013 și în 2014 intrarea în Târgu Drăgaica și în 2015 a fost la liber. Cred că este de bun simț să se facă acest lucru și în piața Obor și la Talcioc, pentru că cetățeanul de mai devreme avea perfectă dreptate că nu trebuie ca să vii la o piață să plătești. Deci, indiferent câte costuri ar implica, ce cheltuieli ar fi, trebuie să facă din banii din bugetul, de la bugetul local. Toată lumea e de acord, nu s-a întâmplat nimic însă până acum. Nu, trebuie și chiar voi propune un astfel de proiect, o să vorbesc cu colegii mei din opoziție și este normal ca cetățenii să nu plătească taxe de intrare în piețe, târguri și oboare. Sunt împotriva acestei taxe. Mai avem pe cineva la telefon, bună seara, vă ascultăm. Salut, bună seara și dumneavoastră și domnului consilier. Am mai ridicat problema aceasta cu astea, dâmburile aia pe șosele la... Limitatoarele de viteză, da? Limitatoarele de viteză. Nu știu cum să faci, că unii le-au pus la 3 metri de trecerea de pietoni și după aia s-a revenit, s-a făcut 6 metri. În fine, au depărtat-o, că doar nu pui lângă... De ce n-a pus-o pe trecerea de pietoni, mai bine. Dar vă spun altceva. Acum este vară, să mai vede ceva. Când vine zăpada, ce face plugarul care vine cu zăpada și de la o parte? Ăla nu vede dâmbul ăla. Și vine cu plugul la nivelul solului și dă de limitatorul ăsta care ori îi duce pe plug, ori se duce cu totul, cu asfalt, cu tot de acolo. Da, probabil că atunci, înainte de prima zăpadă, o să le scoată iar și o să le refacă. Da, le scoate, că în alte orașe să pun... În alte orașe se pun limitatoarele astea din cauciuc, prin prindere cu horsul sau cu ce ori fi, le pun primăvara și le scot toamna. Când va veni zăpada, îi pune scanner la plugul de zăpadă în față, că la merge cu un 10-15 la oră sau cât o merge el, dar cam așa e viteza de zăpezire. Și el nu vede dâmbul ăla. Va veni Urbis sau cine a comandat... limitatoarele astea să le planteze rigid, că așa ceva este, să le dea cu lopata la o parte, deci să iasă și directul, dea cu lopata care a comandat această schemă de plantare, că altfel n-are cum. Ce facem? La fiecare trece pieton punem 2-3 muncitori ca să dea la o parte zăpadă, doar de plugară unui dâmb să treacă cu plugul peste el. Da, e o problemă, într-adevăr. Probabil că n-au gândit pe termen lung. Nu s-au gândit acești oameni, pentru că au pus asfaltul peste asfalt și pe ăla nu mai scoate decât cu picamul. Deci el a făcut priză. Clar. Mai bine făcea un șanț de colă până în colă, că îl vedea șoferul și dădea în el singur. Așa îl vedea și nu mai reducea viteza. Dacă m-ați înțeles. Și asta e o chestie care e relativă pentru orașul Buzău. N-am văzut în altă parte așa ceva. Să pui tu limitatoarele astea ca și cu un stabilar. Sunteți șofer? Da. Și vă ajută în vreun fel limitatoarele acestea? Dacă sunt atent, nu am nevoie de ele. Bun. Înțelegeți? Deci eu
când văd un indicator care e montat la o trecere pieton, automat îmi dau seama ce se întâmplă. Nu-mi trebuie mie o avertizare în plus ca să-mi stric și mașina și să... Deci, în zona respectivă trebuie să dai atenție. Nu trebuie să vii tu cu niște restricții care sunt aiurea. Da, sunt măsuri disperate pentru că au fost foarte multe accidente cu pietoni morți și de aceea sunt tot felul de soluții, chiar dacă improvizate, pe ultima sută de metri, se încearcă stoparea acestor accidente. Deci, eu le-aș pune în cârc la cei care au montat primul limitator de viteză la 3 metri de trecere a pieton, respectiv Conan Zuianu, la școala 8. Deci la 3 metri de trecere a pieton au pus ei limitatorul cu bitum, cu ce a pus ei acolo. Și după aceea s-au gândit tot la niște sezizări că e prea aproape și l-au scos pe ăla de acolo și l-au mutat mai la 6-7 metri de partea de trecere a pieton. A, ce este? A cui pagba? E a noastră, a contribuabililor, nu al domnului de la UEBIS. Clar, asta spunea și domnul Roșioru mai devreme. A cetățenilor, a noastră, a tuturor. Din păcate ne apropiem de publicitate și nu mai avem timp deloc, dar eu vă mulțumesc pentru că ați intervenit. E o problemă pe care o să o tot semnalăm până când se găsește o soluție adecvată, pentru că se pare că nici acum limitatoarele acestea nu ajută prea tare. Din păcate, are perfectă dreptate. Iată ce înseamnă, care sunt consecințele când faci lucrurile în pripă, iar cei care fac aceste lucruri nu vin cu soluții. Chiar dacă domnul primar spune, iată ce înseamnă să ai o... să faci un exces de zel și să ai o autoritate de asta cu pumnul în masă. Din păcate, domnul primar trebuie să învețe din aceste experiențe și să consulte și să analizeze foarte bine orice lucru făcut în administrația buzoiană. Lucrurile, vedeți dumneavoastră, dacă nu le analizezi bine, nu vii cu specialiști, iată că apar pagube mult mai mari decât am vrea să le prevenim. Ne oprim pentru publicitate, revenim în 2-3 minute, rămâneți cu noi.